Prefectul județului Botoșani, Dan Nechifor, a anunțat că va institui carantina în municipiul Reședință în momentul în care indicele de infectare cu COVID-19 va atinge pragul de 6 la 1000 de locuitori. Prefectul județului a arătat că măsura carantinării ar putea fi una preventivă pentru evitarea răspândirii noului coronavirus și a făcut apele la populație să evite o astfel de situație. La nivel județean, rata de infectare cu SARS-CoV-2 a fost luni de 2,54 cazuri la 1000 de locuitori, în timp ce în municipiul Botoșani acest indice a ajuns la 5,43. În ultimele 24 de ore în județ au fost înregistrate 82 de noi cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19.